Un turist care nu s-a mișcat o reînșiri de pe șezlongul său a fost declarat mort în cursul serii, atunci când angajații plajei respective au observat acest lucru. Conform Digi24, turistul în vârstă de 54 de ani a fost găsit sâmbătă seară pe o plajă din Stalida, frecventată în general de turiști cu copii. Angajații plajei s-au alarmat atunci când au văzut că bărbatul nu se ridică de pe șezlong, chiar dacă soarele era aproape de apus, și au anunțat serviciile de urgență. Echipajul medical sosit la fața locului a acordat primul ajutor și l-a dus pe bărbat la spital, dar acolo i s-a declarat decesul pentru că nu s-a mai putut face nimic pentru el. Cauza morții va fi stabilită după necropsie. Între timp, autoritățile britanice au început demersurile pentru repatrierea decedatului. Pe insula Creta, temperaturile au depășit lejer 30 de grade Celsius în ultimele zile. Pompierii de pe insulă s-au luptat cu incendii de vegetație, care au afectat sute de hectare de teren agricol, inclusiv plantații de măslini, stupi și pășuni, relatează Digi24.